Pentru a accesa forumul inspectorilor participanți la cursul de formare de la Sinaia, va trebui să intrați pe platforma Institutului de Științe ale Educației. Adresa acestei platforme este training.ise.ro. Vă rog să vă introduceți username-ul și parola pe care le-ați primit prin e-mail de la administratorul platformei și după aceea să vă logați, dând click pe login. Odată intrați pe platforma institutului, va trebui să intrați în cursul Teams. Se găsește aici sus, la cursurile mele, cu siguranță că apare scris numele Teams. Sau puteți să-l accesați și dând click pe alte cursuri și apoi intrând în cursul Teams. Eu am să accesez de aici, deci dau click pe Teams și am ajuns pe platforma cursului. Forumul inspectorilor participanți la formarea de la Sinaia se găsește în lista de forumuri. Locul în care se găsea acest forum și pe care l-am arătat în cadrul seriei 1 la formarea inspectorilor s-a modificat. Forumul inspectorilor nu se mai găsește sub matematică, ci se găsește la final. Vă rog frumos să mergeți până la capăt și vedeți, aici apar forumurile inspectorilor, forumul matematică fiind al treilea forum între acestea. Deci apare scris matematică inspector Sinaia, vă invit să dați click pe acest link și deja ne găsim pe forumul inspectorilor. Există un singur forum pentru inspectori matematică și acest forum este utilizat atât de inspectorii care au participat la seria 1 de formare, cât și de cei care au participat în a doua serie de formare. Materialele pe care am promis că vi le vom da se găsesc în cadrul intervenției Materialele promise. Și aici veți găsi lista profesorilor formați în cadrul acestui proiect, profesor de matematică în mod evident. Avem prezentarea realizată de doamna Gabriela Noveanu, prezentarea Teams. Există de asemenea produsele proiectului, sunt câteva secvențe ale celor trei produse ale proiectului, care toate sunt salvate într-o arhivă. Pentru a downloada această arhivă, dați click pe produse proiect matematică și apoi va trebui să dezarhivați cele trei documente. Apoi, tot în această secțiune, găsiți planul de diseminare-monitorizare. Aici va trebui să, în cadrul acestui plan, va trebui să completați coloana a doua, data la care veți realiza activitatea și, evident, numele și unitatea școlară, deci aici unde este puncte, trebuie să completați dumneavoastră, la fel și aici. Apoi este raportul de diseminare, care de fapt prezintă o structură a raportului de diseminare și fișa de observare ce o veți utiliza în cadrul asistenței la lecție. Vă doresc mult succes în realizarea portofoliului. Vă reamintesc că data finală de predare a
documentelor este 15 noiembrie și vă doresc un weekend frumos. La revedere!